Dan Anghe mă numesc, președintele Federației Sindicatului Liber Industriale noi. Întotdeauna am fost alături de cele două asociații patronale, ASFO și ADNR, în demersul care s-au făcut pentru modificarea legislației în vigoare și pentru celelalte aspecte care sunt legate de regulamentul de aplicare. Regulamentul de aplicare a masele noastre și sigur că dacă această criză artificială provocată de RNP-ul, de Romsilva, am trecut poate cu orice măsură, ele au mai fost provocate în decurs de 20 de ani, dar asta a trecut orice limită. Prin prețurile impuse din decizia 691, foarte mari, în comparație din 2010 până în 2015, de 300%. Sigur că afectează întreg sectorul industrial. Am zis 130.000 de membri de salariați, din care 30.000 membri de sindicat. Noi am făcut demersul și către guvern, în atenția domnului prim-ministru, și către Ministerul Mediului Apelor și Pădurii, și Ministerul Muncii, din care am solicitat să soluționeze aceste două aspecte. În caz contrar, pentru că vor suferi pe termen lung și sfârșitul, întreaga activitate a sectorului industrial de noi, dacă vor să ducă la falimentare, asta este un lucru neplăcut. Dar va avea consecințe grave în plan social. Concedieri, șomaș tehnic, și așa salariile sunt foarte mici. Cele mai mici, noi am solicitat cu 1 ianuarie 1200, din păcate nu s-a văzut, dar ne teamă acum că să nu închidă unele societăți să fie pe drum. În consecință, noi am solicitat să de urgență să ia măsuri în condiții în care, dacă nu se respectă ce am solicitat noi, vom trece la formă de protest, la pichetări, demonstrații și chiar grevă.